Salutare! Bine ne-a regăsit! Am lipsit puțin, dar astăzi am revenit cu un unboxing de la o dronă, de la DJI Mini 2. Și hai să vedem pe scurt, rapid, ce găsim în această cutie DJI Mini 2 Combo și la ce ar trebui să te aștepți dacă vei comanda și dacă vei avea nevoie de o astfel de dronă. Eu, personal, m-am orientat către această dronă pentru că am mai cochetat cu ea, am mai jucat cu una similară acum ceva timp și îți pot spune baza în ea, adică face foarte, foarte bine treaba pe care o are. Eu nu am avut atunci combo, asta spre deosebire de aia vine cu încă două baterii în plus, vine cu o genduță de transport și mai avem și pe canal un urmăritor fidel care are o astfel de dronă și o să apară și el în comentarii să ne spună ce face cu drona lui, pentru că el chiar filmează și o folosește la maxim. Și mi-a plăcut foarte mult ce am văzut pe la el prin toate clipurile pe care le-a făcut cu drona lui și chiar îți poți permite să faci foarte multe treburi cu astfel de dronă. Poți să-i cumperi destul de multe accesorii, filtre, dar cel mai sigur o să apară în comentarii ce o să ne spună el, pentru că el este un utilizator destul de înfocat pe partea asta de foto-video și social media. Eu doar fac un unboxing, nu am așa foarte multă experiență cu acest model, dar până una alta am să vă aduc aminte de butonul de subscribe, pentru că în felul acesta o să creștem și noi canalul ăsta. Și hai să vedem ce avem în cutie. O să ne luptăm puțin cu această protecție de plastic și n-am luat nimic astfel încât să o rup mai ușor, dar am un pix aici la îndemână și cu asta o să facem, sigur o să facem toată treaba. Ambalajul e destul de premium așa, similar cu o cutie de telefon mai bun așa, adică nu e un ambalaj ieftin. Nu știu cum o să se vadă mai bine. Începem să scoatem de pe aici. Vine direct în geantă. Asta e o chestie de optimizare. Și așa arată gentuța de transport împreună cu drona pe care o vom găsi înăuntru. E o gentuță dintr-un material sintetic, nu e piele, deci nu e ceva scump, dar arată bine. Cred că este și puțin rezistentă la picăturile de ploaie, să zic așa. Deci, dacă cumva te prinde ploaia în timp ce mergi cu drona, ceea ce nu ar fi recomandat. Ai această geantă de protecție care o să te ajute. Fiecare, hai să le scoatem pe toate mai întâi, ca să vedem ce avem aici. Drona efectivă. Geanta e goală, nu mai avem nimic. Ba, da, stai să vedem că s-ar putea să mai găsim. Ba, ok. Niște elici de rezervă. Și acum chiar e goală, adică nu mai avem nimic, mai avem decât eticheta. Hai că o să o las aici ca să se vadă. Deci, drona. Începem cu drona care e piesa de rezistență în toată povestea asta. Și drona arată așa. Ok, o să o lăsăm aici. Aici avem controllerul și arată așa. Ok, îl lăsăm și pe el aici. Elicii de rezervă sunt 6 perechi și cred că astea de rezervă, două butoane de joystick și o șurubenză. Ok,
avem o cutie pe care avem inscripționat accessories și mai avem o cutie care cred că este manualul de instrucțiuni. Nu ne interesează manualul de instrucțiuni pentru că suntem români adevărați și nu putem să citim manuale. Am astea făcute pentru alt tip de oameni, nu pentru noi. De obicei, românul intră direct în pâine, cum s-ar spune. Glumesc, chiar e recomandat să te uiți pe manual pentru că nu ai cum să le nimerești pe toate sau s-ar putea să le strici. Acesta este suportul hub-ul de baterii, adică le vei putea încărca pe toate trei deodată și vei putea să tragi și curent, cred că, din ea ca să poți să încarci o altă baterie externă, pentru telefon sau ceva. Mai avem aici cablu de la manetă, un cablu de USB-C și cam atât. Și asta este încărcătorul de priză. Hai să vedem și manualul de... Dacă tot am făcut câteva glumițe pe baza manualului, ar fi bine să-l și vedem. Maculatură, pe care în continuare îți recomand să o citești, pentru că drona, cel puțin drona asta, e mai mult decât o simplă jucărie, pentru că face foarte multe chestii și trebuie să fii foarte atent și cum o utilizezi. Îți recomand să intri pe site-ul aacr.ro, site-ul de la aeronautică, ca să vezi acolo, să te pui la zi cu tot ce înseamnă legislația cu privire la a pilota o astfel de dronă, pentru că o dronă, chiar dacă pare ceva minuscul, ea este considerată un precum o mașină sau precum un avion mai mic, miniatură. Și în funcție de tipologia dronei și în funcție de utilizarea ei și pentru ce a fost concepută, fiecare categorie se încadrează pe o anume categorie care o să o vezi descrisă în amănunt pe site-ul AACR. Sunt drone pe care le poți folosi fără să ai niciun fel de problemă cu partea de legislație. Însă, cel mai simplu este să mergi să citești acolo, pentru că este posibil să fie necesar să o înmatriculezi în funcție de utilizare. Contează foarte mult dimensiunea ei, greutatea ei, dar și dacă are sisteme de supraveghere și recording, adică dacă are cameră video, cameră foto și poate stoca imagini, astea sunt niște elemente care s-ar putea să te oblige la a o înregistra. Nu e o procedură deloc complicată, dar este posibil să, în funcție de categoria ei, să fie necesar să obții și un permis de pilotaj. Nici ăla nu este complicat, trebuie să faci un curs la ei, totul este online, se desfășoară totul online, e super simplu, nu poți să copiezi, asta spun de pe acum, dar trebuie să te informezi. Eu nu am să spun ce trebuie să faci pentru că depinde de la fiecare categorie, la fiecare categorie, de la fiecare grupă de dronă la o altă grupă de dronă. Spre exemplu, dacă este până în 250 de grame, asta are 249 și nu are sisteme de recording foto-video, nu ai niciun fel de problemă. Dacă în schimb vei capta imagini sau vei capta video, s-ar putea să trebuiască să te informezi cu privire la legislația în vigoare, pentru că nu ar fi plăcut să ajungi în niște situații de a lămuri niște lucruri de acest aspect. Deci, cam asta găsești în acest kit. Una dintre baterii, cred că este direct în ea, în dronă. Eu nu o să o activez acum pentru că n-am ce să fac cu ea aici, dar o să o desfac, ca să ne putem face o idee, să vedem despre ce este vorba cu această mică dronă, despre care pot să spun că
din utilizarea pe care am avut-o anterior, am rămas foarte plăcut surprins de ceea ce poate și știe să facă. Bun, deci așa arată drona desfăcută. E de dimensiuni mici, o poți ține chiar și în palmă. Nu îți recomand să încerci să o lansezi din palmă sau să faci chestii genul ăsta, pentru că nu este deloc indicată treaba asta. Și nu mai știu, chiar nu mai știu pe unde aveam bateria. Eu zic că am o problemă, că nu mai știu cum era situația cu bateria asta a ei. Ok. Ok, uite aici. Ai aici această capotă, să zicem așa, ușiță, unde dacă o vei desface, vei putea introduce o altă baterie. Pentru moment este deja cu o baterie preinstalată, montată deja acolo, și ca să o schimbi trebuie doar să desfaci această ușiță. Ai și o mufă de USB-C, ai și un loc pentru a insera un card de memorie, microSD, ai o protecție pentru gimbal, pentru cameră, aici, ca să nu îl strici. Înainte de a zbura cu ea, va trebui să faci o calibrare, știe ea exact ce are de făcut. O să vezi când o să instalezi aplicația că o să-ți spună tot ce trebuie să faci. Nu trebuie să fii foarte bun cunoscător ca să îți faci o idee de această dronă. Cam asta găsești în acest pachet de la DJI Mini Mavic 2 și Combo, și cred că e o alegere destul de bună, atât pentru hobby, dar dacă vrei să o folosești și în scopuri de a o face mai utilă, nu știu, poate vrei să filmezi la anunț botezuri, să știi că e o dronă care merită. Filmează 4K, 1080 fără probleme, poți să faci destul de multe treburi cu ea, ți-am zis, poți să găsești filtre și tot felul de alte chestii pe care le poți folosi foarte simplu. Lasă-mi în comentarii dacă ai deja o astfel de dronă și ce proiect ai făcut tu cu ea sau ce zboruri ai făcut cu ea sau în ce scopuri o folosești. Spune-ne în comentarii să vedem și noi, și dacă ai și un canal de YouTube, lasă în comentarii să vedem și noi pe unde ai zburat, să vedem și noi ce clipuri ai făcut. Până data viitoare, te încurajez să apeși butonul de subscribe și spor la treabă!